În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, voi începe prin a-mi mărturisi bucuria de a fi ascultat la această Sfântă Liturghie răspunsurile oferite de corul seminarului nostru teologic de sub agheta Părintului Profesor Petru Stanciu. E o mare bucurie și pentru că de foarte curând corul seminarului a întreprins un turneu, i-am spune noi, în Germania, ca invitat al colegilor lor din Biserica Evanghelică Luterană din Württemberg, un turneu în care a reportat un foarte, foarte mare succes și în care s-au dovedit adevărații ambasadori ai spiritului românesc și ortodox. S-au întors, cum se spune, plin de glorie, plin de mulțumire, dar nu pentru aceasta laud, ci pentru altceva care are o legătură directă cu cuvântul de învățătură pe care vi-l voi ține astăzi. Noi ne străduim de vreo 2 ani de zile să întemeiem un cămin pentru bătrânii săraci în comuna Mociu, nu prea departe de Cluj, prin stăruința preotului de acolo și prin stăruințele multor oameni de bine. Suntem în faza finală cu amenajarea clădirii și cu procurarea mobilierului și practic ne pregătim să-l deschidem și printr-o înțelegere pe care am încheiat-o recent cu Secretariatul de Stat pentru persoanele cu handicap în sensul finanțării personalului de servent. Ei bine, sigur că acest cămin de bătrâni se întemeiază și va funcționa cu foarte multe sacrificii, cu foarte multă osteneală, cu multe jertfe bănești. Seminariștii noștri s-au întors din turneul în Germania și cu o frumoasă sumă de bani destinați acestui cămin. Au și intrat în contul căminului, deja sunt folosiți în lucrările de finisare și iată deci cum o lucrare religioasă, misionară și artistică în același timp poate să fie și o operă de binefacere. Ca să faci un bine, găsești oricând resurse, nu trebuie neapărat să bagi mâna în propriul tău buzunar, mai cu seamă dacă acesta este gol, ci găsești resurse să mobilizezi venituri pentru ajutorarea celor în suferință. Așa se întâmplă și cu policlinica fără plată, care funcționează în cel de-al doilea an, în cartierul Mănășturi, cu 3 cabinete medicale pentru bătrânii și bolnavi în general, care sunt săraci, care nu au cu ce să-și plătească un spital sau un tratament și care primesc consultații, tratamente și medicamente gratuite. Numai în primul an de funcționare s-au perindat în această policlinică peste 5.000 de suferinți. Și aceasta se face cu foarte multă bunăvoință, cu doctori voluntari, care nu percep niciun fel de taxă pentru ca să-și facă anumite ore din săptămână și să îngrijească de soarta acestor suferinți, dar și prin sacrificii materiale, mai cu seamă pentru procurarea medicamentelor necesare care se cer cumpărate. Iată deci, iubiții mei, în câte modalități poate să fie să vrei un act de binefacere dacă vrei să-l faci. Dar dacă nu vrei și nu-l simți și nu te preocupă sub nicio formă. Iată parabola pe care ne-o pune în față Mântuitorul prin pericopa care s-a citit astăzi. E vorba de 2 oameni la poluri opuse ale stării sociale, unul foarte bogat, care își petrecea viața în lux, în desfătări, îmbrăcat în haine scumpe, la o spețe, cu prietenii și cu rudele, la poarta căruia însă, deci nu departe și sub ochii lui, era și un sărac anume Lazar, bolnav și plin de bube, flămând tot timpul și care ar fi dorit să se sature din fărămiturile care cădeau de la masa bogatului, dar nimeni nu-i dădea. Viața fiecărui a avut în sfârșit, iar acesta ne este relatat pe foarte scurt. A murit Lazar și a fost dus de îngeri în sânul lui Avraam, adică în rai. Sânul lui Avraam este o metaforă biblică pentru noțiunea de rai, de stare de fericire.
și a murit și bogatul și a fost îngropat. Cu alte cuvinte, a fost dat putrezirii, iar sufletul lui a ajuns în iad. Așadar, există în viața de dincolo cât un revers. Atunci când fostul bogat îl vede pe Lazar în fericire, în lumină, îi se plânge lui Dumnezeu prin persoana lui Avraam. Iar Dumnezeu aduce aminte că în virtutea dreptății divine toate au o plată și o răsplată. Simplu de tot, aduți aminte că în viață tu, bogatule, ai avut pe cele bune și te-ai desfătat. Ai mâncat ce ți-a plăcut și pe săturate, ai băut ce ți-a plăcut și ai petrecut cum ai vrut. Iar acum tu te chinuiești. Pe câtă vreme Lazar nu a avut de niciunele, dar nu s-a plâns, a îndurat ca un înger, a îndurat suferința și boala, iar acum el este fericit. Bogatul încearcă un fel de târguială cu Dumnezeu, dar târguiala în lumea dreptății de dincolo nu are niciun fel de loc. Așa încât singura poruncă este din partea lui Dumnezeu, dacă vrei să ai viața curată și adevărată, citește Sfânta Scriptură și ascultă ce spun învățăturile ei. În Vechiul Testament, Legea și Prorocii, Noul Testament, Sfânta Evanghelie. Iar Sfânta Evanghelie de o singură poruncă, aceea iubirii. Iubește pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău și din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și o altă poruncă asemănătoare acesteia și rudă cu aceasta din gura Mântuitorului, ceea ce vreți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi lor. În aceasta se cuprind toată legea și prorocii. Asta este tot. Cu alte cuvinte, dacă tu ești în suferință și ai vrea ca altul să te ajute, ajută-l și tu așa cum ai vrea să-ți facă ție altul. Despre faptul acesta eu v-am mai vorbit de curând, acum câteva săptămâni, dacă nu mă înșel. Nu mă tem că mă repet, pentru că și credincioșii din catedrală sunt puțini, sunt cam aceiași. Cei mai mulți, catedrala nefiind parohie, sunt de diverse vârste și vin din diferite locuri și mai cu seamă iar mă bucur că acum, de când a început noul an universitar, catedrala noastră este plină de chipuri tinere și de suflete care vor să știe mai mult despre credința noastră creștină. Ei bine, iubiții mei, tema cuvântului meu de astăzi ar fi despre bogăție și sărăcie sau despre bogat și sărac. Nu este o temă de foarte mare actualitate, dar nici și căzută în desuetudine. Era mai greu să vorbim despre bogăție acum vreo 10, 15, 20, 30 de ani, când toată lumea era săracă și când se instaurase sărăcia de stat, organizată de sus. Astăzi se poate vorbi însă de o stare de sărăcie aproape generalizată, dar nu e mai puțin adevărat că s-a instituit deja în ultimii 10 ani de zile, nu chiar o clasă, dar o categorie de oameni bogați și foarte bogați. Ei bine, știm cu toții ce este un om bogat, nu e nevoie să-i facem o definiție. Poporul spune, e bogat, mai bogat, foarte bogat și mai are un termen superb. E putred de bogat. Ce e putred de bogat? Aceasta este ironia poporului, care în general nu este bogat. E bogat, dar cu sufletul putred. Și menit putrezirii, așa cum a fost bogatul din Evanghelie. Altfel, acest adjectiv comparativ putre de bogat nu și-are niciun fel de explicație decât în sarcasmul poporului care îl sancționează pe bogatul care nu are grijă decât de el însuși. Iubiții mei, bogăția în sine este ea un păcat? Nu. Și Sfântul Ioan Gură de Aur spune la fel. Bogăția în sine nu este un păcat. Devine păcat în clipa în care ea se preface în viciu. În clipa în care se instaurează în sânul ei abuzul.
Așa cu tot Sfântul Ioan Gură de Aur spune ceea ce mi-a amintit de curând un prieten: Dumnezeu a creat vinul, dar diavolul a creat beția. Așadar, vinul în sine nu este un viciu atunci când este gustat, băut cu măsură. Dar dacă este băut peste măsură, devine un păcat. Orice element material este neutru din punct de vedere moral. Un cuțit poate să fie bun sau rău după cum îl folosește omul. Dacă îl folosești pentru ca să faci bucătărie cu el, este un element util. Dar dacă îl folosești să rânfici în inima cuiva, este unealta unei crime. Așadar, el în sine nu este nici bun, nici rău. Omul este cel care îi dă valoarea morală și face din el o unealtă folositoare sau o unealtă a diavolului. Așa și cu bogăția, dragii mei. Bogăția în sine nu este un păcat, mai cu seamă că ea poate fi de multe feluri. În afară de bogăția câștigată pe nedrept. Aceea este rodul unui păcat, dar poate fi o bogăție câștigată pe drept prin muncă. Ea poate fi câștigată doar într-o singură generație, dacă condițiile permit, sau de două, trei generații, dacă sunt alte condiții. Eu am trăit 11 ani în Statele Unite și Canada și am cunoscut o familie, printre multe altele, mai de aproape, pentru că am fost în casa lor, care a pornit-o de jos. Au plecat de la țară cu un capital foarte, foarte mic, strânsura zestrea ei când s-a măritat și ce mai avea el pus deoparte. Și s-au hotărât să facă industria alimentară și au început-o de jos. S-au plasat în vestul Canadei, undeva unde așezările omenești sunt mai rare, la o răscruce de drumuri. Și au deschis o gheretă pentru călători. Și acolo ei, cu mâinile lor, cumpărau alimente și făceau cornuri, sandviciuri, gogoși, cartofi prăjiți. Și călătorul de la drum, care nu avea restaurant prin preajmă și trebuia să mai meargă câteva ore până la prima așezare, oprea la ei și își potolea foamea. Și așa, muncind din greu, pornind de jos și adunând ban pe ban, au investit și până la urmă, când i-am cunoscut eu, erau proprietarii a două hoteluri. Unul în marele oraș Edmonton și un altul în Calgary. Deja erau oameni bogați și foarte bogați. Un singur băiat pe care l-a învățat carte și care a devenit și el un foarte bun meseriaș. Și un nepot care a terminat de curând facultatea și știu acestea pentru că suntem în corespondență, a terminat acum facultatea, universitatea, și care deja la vârsta lui de 22 de ani, fiind singurul moștenitor, este un om foarte bogat. El moștenește. Dar moștenește rodul muncii din greu de o viață întreagă a bunicilor lui. Rămâne de văzut cum anume își va folosi el această foarte, foarte mare bogăție. Dar, repet, e un caz concret pe care l-am în memorie, în cunoștință, și în care doi oameni, soț și soție, muncind cu cinste, dar din greu, dar cu chipzuință și știind cum să-și chifărnisească banul, uneori îmi povesteau plângând cum s-au ridicat ei, au devenit oameni bogați. În cazul acesta, poate fi bogăția un păcat, ea în sine nu. Dar dacă mă veți întreba, dacă sunt și foarte milostivi, n-aș putea să spun cu mâna pe inimă că excelează prin dărnicie sau milostenie. Și aici este partea cealaltă. O bogăție poate fi făcută prin mult cinstit, repet, într-o generație, în două sau mai multe, dar poate să fie și roada necinstei. Și din aceștia sunt foarte mulți. Mai cu seamă, o bogăție făcută peste noapte nu poate fi câștigată în mod cinstit. N-ai cum. Nu există cum. Să nu se spună că este legală. Nu întotdeauna legalitatea presupune și corectitudine sau cinste. Sunt hoții imense care se pot face cu perfectă acoperire a legilor, care au întotdeauna niște chichițe avocățești care se acopere necinste. Aceasta este o bogăție păcătoasă
și constituie un păcat de la originea ei, că a fost câștigată pe spinarea altora, spoliind pe alții de bunurile lor pentru ca să fie acumulate de un singur om. Așadar, iată două căi pe care poate fi agonisită bogăția, o cale corectă, bună, cinstită și o altă nedreaptă. Știți, în vremea când funcționa în Cluj celebrul Caritas, eram întrebat și eu și de ziariști și de alții ce cred eu despre această imensă afacere care întrânase și nebunise aproape toată țara. Și am răspuns, nu mă pricep la economie, nu mă pricep la finanțe, dar știu un singur lucru, nu cred în banul nemuncit. De aceea, eu având această deviză încă de când eram copil și adolescent, nu am jucat niciodată la jocuri de noroc. Nu am știut niciodată, am fost tânăr și am trăit în societate, nu am vrut să învăț să joc cărți. Că am zis, dacă îmi place pokerul și încep să câștig bani, scoțându-i din buzunarul celuilalt. Cu atât mai puțin dacă mă învăț să trișez. Cea mai bună metodă de a nu cultiva păcatul este acela de a te ține departe de el, de a fugi de el, de a nu te interesa și cu atât mai mult de a-l repudia în mod expres. Dragii mei, dar sărăcia este o virtute? Nici sărăcia nu este o virtute în sine. Ea nu este nici bună, nici rea. Depinde cum o folosești sau depinde cum o tratezi, cum o chivernisești, cum ți-o administrezi. Dacă ești sărac și te resemnezi și zici, asta mi-a fost mie dat, atunci sărăcia este suportată ca pe ceva pe care ți-o asumi. Este ca suferința pe care și-a asumat-o Mântuitorul Hristos, care a fost sărac. Spunea că el nu are nici măcar o piatră pe care să-și culce capul și care să fie a lui, proprietatea lui. Dar și-a asumat starea de sărăcie el și apostolii lui. Trăiau din obolul public. Așadar, o stare de sărăcie, încă o dată asumată și suportată cu serenitate, fără să răsândești pe Dumnezeu că te persecută și fără să-i răsândești pe semenii tăi că te neglijează, devine o virtute. Dar sărăcia poate fi și o stare de păcat dacă ea alimentează cârteala, dacă alimentează ura, dacă alimentează revolta, vărsarea de sânge, crima. De la această stare de sărăcie neasumată și revoltată s-a născut bolșevismul și comunismul pe care îl cunoaștem și care, într-o bună măsură, generează și terorismul de astăzi. Nu neapărat întotdeauna dorința de a ucide pe cineva, ci sărăcia neasumată dusă până la extrem și pusă pe seama altora, dând vina pe alții pentru ea. Există și o sărăcie care provine din lene sau din viciu, din beție, e normal. Omul care atât cât câștigă, cheltuiește pe băutură sau pe joc de cărți sau pe droguri sau mai știu eu ce, desigur că este un om sărac. În cazul acesta, sărăcia nu este o virtute, ci un rod al păcatului. Iată deci, iubiții mei, cum nici bogăția și nici sărăcia nu sunt virtuți sau păcate în sine, ci sunt niște stări materiale de neutralitate cărora omul le conferă moralitatea sau imoralitatea. Depinde de felul dacă ești bogat, cum îți folosești bogăția. Și modalitatea este aceea de a-ți aduce aminte de săraci. Dificultatea constă în altceva, iubiții mei, în aceea că bogăția cultivată intens devine un viciu. Omul bogat începe să se desprindă de lumea cealaltă, să nu-l mai intereseze decât propria sa bogăție. În cazul acesta devine avar, devine neomenos, devine egoist, devine egolatru, așteaptă ca lumea să se închine, devine setos de putere, iar puterea necontrolată devine dictatură, tiranie.
Dificultatea este ca și în cazul oricărui viciu. Vă spuneam altă dată și mă adresam în special celor tineri. Toate aceste vicii sfârșesc prin a-i răpi insului libertatea. Cel care devine alcoolic nu mai este el stăpân. Nu-și mai numără cele două pahare pe care trebuie să le bea, ci ele îl numără pe el. Nu el stăpânește băutura, ci băutura îl stăpânește pe el. Orice viciu face la fel, îi răpește omului libertate. Să mai vorbesc de droguri, am vorbit și altă dată și nu voi înceta mai cu seamă pe măsură ce ziarele ne alarmează asupra cazurilor tot mai dese care se infiltrează în rândul tineretului nostru. Cu desăvârșire ți-ai pierdut libertatea. Nu mai ești stăpân pe tine și pe propria ta voință, ci el, drogul care te îndeamnă să furi și chiar să ucizi pentru ca să-ți poți procura doza de o travă pe care corpul tău otrăvit deja și-o cere. Și atunci, libertatea aceasta care este bunul cel mai de preț cu care Dumnezeu l-a îndreptat pe om, poate ea fi vândută chiar pe ceva trecător. Libertatea este însemnul demnității umane, să știți. Dacă ți-ai pierdut libertatea interioară, practic ai pierdut tot. Bogatul din Evanghelia de astăzi, care s-a citit, avea un imens păcat. Îi se spune în termen bisericesc nemilostiv, bogatul nemilostiv. E un termen blând. Eu cred că acest bogat era stăpânit de un păcat mult mai mare și care nu se găsește consemnat ca atare în sfintele noastre rânduri bisericești. Păcatul lui era nesimțirea. Să fii complet insensibil la ceea ce se întâmplă în jurul tău. Să te intereseze, să nu vezi decât o spețele tale, banii tăi, averea ta, vinurile tale, mâncărurile tale, oaspiții tăi, hainele cu care te îmbraci și să ai sub ochii tăi la poarta pe care intri și pe care ieși, să ai un sărac plin de bube, flămând, ca vede el, la care vin câinii să-i lingă rănile și să nu-ți pese, să te faci că nu-l vezi. El să nu existe pentru tine. Pentru că ai început să nu existi decât tu pentru tine însuți. Aceasta este nesimțirea dusă până la cinism. Și acesta cred eu că e păcatul care l-a pedepsit pe bogatul din Evanghelie. Iubiții mei, nu voi vorbi împotriva bogaților pentru că de obicei ei nu mă aud și nu voi vorbi nici împotriva săracilor, pentru că ei nu merită să fie mustrați. Dar voi pune o întrebare totuși, pentru că ne ocupăm de bogăție și bogați. Ce este la urma urmei bogăția? Când începe un om să fie bogat? Cred că din clipa în care are mai mult decât îi trebuie. Prin acest îi trebuie, înțeleg nu numai trebuințele zilnice, ci și rezerva rațională, rezerva cumpănită pe care și-o face și furnica. Aceasta asemnează grija zilei de astăzi și grija zilei de mâine, dar nu grija zilei de peste un an sau peste cinci pentru tine. Așadar, dincolo de ceea ce îți trebuie ție, este un prisos. Începând cu acest prisos, începi să devii bogat. Depinde de tine dacă ești bogat, mai bogat, foarte bogat sau, cum am spus, cu vremea putredă de bogat. Ce însemnează acest prisos, această bogăție mică pe care ți-ai agonisit-o, a-l ajuta pe fratele tău? Sfântul Ioan Gură de Aur spunea că dacă fiecare creștin și-ar da prisosul său, adică mai multul decât îi trebuie, n-ar mai exista săraci pe lume. Și n-ar mai fi lumea împărțită în bogați și săraci. Iubiții mei, v-am spus că totul are și un revers.
și anume în viața de dincolo în care noi credem și pentru care ne pregătim. Un proverb popular care îl privește pe bogat și nesimțirea lui spune așa: săturul nu crede flămândului. Și în clipa în care săturul nu crede flămândului, este deja cuprins de viciul nesimțirii. Iar un alt proverb spune: cine pe sărac ajută, pe Dumnezeu împrumută. Într-adevăr, Iisus Hristos a identificat cu săracii pământului, cu săracii adevărați, care sunt săraci, fie că s-au născut, fie că sunt beteji, nu pot să muncească, sunt bolnavi, sunt singuri, sunt văduvi, sunt orfani și nu au mijloace de întreținere. Dumnezeu, Iisus Hristos, este cu ei și este fratele lor. Iar Hristos îți va răsplăti ție. Spune același Mântuitor Iisus Hristos: nu vă strângeți comori pe pământ, unde hoții le sapă și le fură și unde moliile le rod, le mănâncă, ci adunați-vă comori în cer, unde nici hoții nu le sapă și nu le fură și unde nici moliile și nici rugina nu le mănâncă. Comorile în cer se obțin prin fapta bună, prin ceea ce numim noi milostenie, act de omenie, de caritate, de filantropie, are atâtea feluri fapta bună pe care ne-o cere Mântuitorul Hristos. Și nu trebuie să fii foarte bogat pentru aceasta. Să-ți cumpănești dacă îți prisosește ceva peste ceea ce trebuie ție. Și de la cel prisos, mult sau mai puțin, dacă ajuți pe cineva, ți-ai agurisit o comoară în cer, mult mai prețioasă decât ai dat-o. Eu am trăit, și iertați-mă că fac această referire biografică, am trăit acest moment, acest fior extraordinar, cu 50 și ceva de ani în urmă, când eram călugăr student aici în Cluj. Eram un călugăr foarte sărac. Nu aveam bani cu ce să mănânc, să-mi plătesc hrana. Era inflația de după război, 1946, când bursa pe lună a unui student era de 90.000 de lei, iar masa de prânz de la cantina universității, singura care se oferea, costa 110.000. Așadar, cu o bursă nu puteai să-ți asiguri masa de prânz. Primisem și ultimii bani ajutor de la mănăstire și mai aveam foarte puțin. Mergeam pe stradă, mi-amintesc bine, pe Bulevardul Eroilor și m-am întâlnit cu cineva, tot un tânăr, și am stat puțin de vorbă și mie mi s-a părut că ăla e mai sărac decât mine. Și am băgat mâna în buzunar și am scos puținul pe care l-aveam și zic: uite, frate, de la mine, îți dau un împrumut, o să-mi dai atunci când o să poți. Ne-am despărțit și am simțit imediat un gol în mine și m-am mustrat: îți pare rău că i-ai dat bani? Și mi-am zis: nu-mi pare rău că i-am dat, ci golul se naște de întrebarea: ce te faci tu acum? Că ai dat tot, nu ai măcar pentru un covrig. Dar m-am cumpănit. Când am ajuns la gazde, erau niște unguri. Și mi-a spus: părinte, te-a căutat un poștaș, nu te-a găsit acasă și să te duci la poștă, că ți-a sosit un mandat. Și m-am dus la poștă cu foarte multe îndoieli. Cine să-mi trimită mie? De unde să primesc eu un mandat poștal? Și am primit niște bani de la un pusnic, de la un schit, uitat în creierii munților, care mă cunoscuse cândva și pe care, întâlnindu-l mai târziu, am spus: părinte, de unde și până unde? Păi așa, a zis el, îmi venise pensia și ședeam în fața chiliei și mă gândeam ce mai fi făcând băiatul ăla pe acolo printre străini, o fi având ceva. Și în clipa aceea au trecut niște ciobani în sat ca să-și cumpere mălai și sare și a spus: măi, fraților, veniți până la mine, luați banii aceștia și mergeți la poștă și puneți unde vă scriu eu pe bilețelul de hârtie. Avea adresa mea. Și am primit banii de unde nu mă gândeam și atunci mi-am zis: a fost o lecție pentru toată viața și vă mărturisesc ca să fiu credibil, că nu vă spun doar din cărți, și vă spun din viață. Dumnezeu a avut grijă de mine.
și a avut chiar grijă mai înainte ca eu să fi dat puținul pe care îl aveam. El știa că am să-l dau și s-a îngrijit din vreme ca să nu stau o zi chiar mort de foame. Ei bine, iubiții mei, și tineri și bătrâni, luați de bun această amintire reală din viața mea și vă rog să o puneți la suflet. Și dacă veți spune la suflet, veți avea o cale deschisă către Împărăția lui Dumnezeu. Se împlinesc astăzi 9 ani de când a trecut la cele veșnice înaintașul meu la cârmuirea Arhiepiscopiei, înalt preasfințitul Arhiepiscop Teofil Herineanu. Îi face pomenire, îi face parastas. Vreau să închei cu un singur lucru. El a fost un om foarte milostiv. Cred că toată ziua, în afară de administrație și obligațiile lui, se gândea la săraci. Și fiind și el într-o vârstă, s-a îmbolnăvit și a fost dus la o clinică. Și medicii au făcut tot ce au putut și l-au redat. L-au trimis acasă. Și el a zis așa, eu cred că mă va ține Dumnezeu numai pentru săracii ăștia de care am eu grijă. Și sunt convins că prin dărnicia lui, prin actele de milostenie, și-a agonisit cu o moară în cer și și-a agonisit sânul lui Avraam, unde l-a întâlnit pe săracul Lazar. Dumnezeu să-i fericească amintirea, Dumnezeu să-i înveșnicească pomenirea și Dumnezeu să facă în așa fel ca el să ne fie pildă tuturor de iubire de aproapele, de dărnicie, de jertfă.